Voi nativ Taur sau cu ascendent în Taur, săptămâna cu numărul 33 s-ar putea să vă aducă un pic înapoi într-o poziție din trecut. Priviți peste umăr. Mercur se întoarce, este retrograd și se întoarce taman într-un sector al trecutului. E nevoie să vă întoarceți acolo. Pentru că acolo, cândva, cine știe cu cât timp în urmă, ați luat o decizie greșită. E ca atunci când trebuia să într-un sens giratoriu, trebuia să ieșiți pe prima ieșire, dar voi ați ieșit pe a doua ieșire. Normal că s-a dus drumul cine știe până unde. Și nu v-ați dat seama de lucrul ăsta decât acum. Ceva vă spune, măi, trebuie să mă întorc în sensul giratoriu, să o iau de la capăt. Dar poate nu deocamdată. Deocamdată stați și analizați, priviți retrospectiv. Înțelegeți niște lucruri, descoperiți mental că vă puneți mintea la contribuție, descoperiți pe unde ați greșit, faceți niște comparații, ați mers pe o cale, dar ceva în mintea voastră vă ajută să puneți pe celălalt taler al balanței altă cale, pe care poate n-ați mers sau pe care ar fi trebuit să mergeți, voi ați mers pe calea asta, dar comparați cu cea de-a doua cale, pe care deja probabil o gândiți, o conștientizați, o căutați. Și acum probabil faceți analiza. Bun, dacă am mers pe calea asta, n-a fost bine, dar dacă aș fi luat-o sau pot să o iau acum pe calea asta, ce ar însemna? De-aia pentru voi este o analiză așa, aproape contabilă. De dacă aș schimba calea, dacă aș schimba casa, dacă aș schimba țara, dacă aș schimba drumul ăsta, ce rezultate aș avea? Poate... Deocamdată sunteți un pic temător, nu-i ușor ce vreți să faceți, nici întoarcerea nu-i ușoară și i-au luat de la capăt, nici ce urmează după aceea nu-i ușor, pentru că ceva trebuie remediat față de ideea inițială. Nu e doar o întoarcere și iau de la capăt pe același drum. E o întoarcere, dar pe alt drum, cu altceva. V-ați dat seama că ce ați făcut până acum, acțiunea cu pricina, s-a împotmolit. N-avea viitor. Vă dați seama că trebuie să renunțați la ceva. E greu să renunți la ceva cu care te-ai obișnuit, ai investit. Am investit atât în povestea asta, să renunț la ea? Da, zice Saturn. Hai mai bine, renunță la drumul ăsta, abandonează-l, da, normal că te doare să arunci bani pe fereastră, să arunci timpul pe fereastră, să arunci iubire pe fereastră sau ce ai investit acolo, zic toate astea, planetele astea. Dar ce mai poți recupera? Ia-o de la capăt într-o altă direcție care să aibă viitor. Că n-are viitor ceea ce v-ați dat seama că s-a împotmolit. S-a stricat ceva, n-a mers ceva, n-a fost metoda cea mai bună, n-a fost traseul cel mai bun. Și atunci furat așa de niște sclipici la orizont, normal că i-ați dat apă la moară. Și cu Jupiter acolo în conjuncție cu Marte, în Gemeni, vă vine această idee de alternativă mai bună, mult mai bună, dar și mai grea. E grea renunțarea. Nu e greu, probabil, restartul. Că probabil o luați de la capăt. Reparați mașina și mașina se pleacă din nou. Dar cum să renunț? Uite câți kilometri am făcut eu din traseul ăsta să mă întorc. Acum 500 de kilometri, că acolo am greșit eu ieșirea. Cam asta este. Deci nu e o schimbare minoră. E, m-am abătut 2 km, mi-am dat seama, m-am întors. Am făcut dita mai drumul și trebuie să mă întorc la locomanda. Câtă investiție aici, cât consum aici, cât benzină am dat, cât timp am consumat eu în chestia asta sau orice altă resursă prețioasă. Dar uneori, și știți bine că voi sunteți o zodie materialistă, să zicem așa, care pune în balanță profitabilitatea, rentabilitatea și de aia spuneți, măi, uite cât am investit, e o pierdere. Da, uneori mai vin și pierderi. Mai trebuie să și pierzi ceva de pe un taler ca să câștigi ceva pe un alt taler. De aia nu vă uitați ce dați la gunoi în momentul ăsta, întorcându-vă. Pentru că va conta ce puteți obține, probabil dublu, dacă aveți curajul de a spune stop la drumul ăsta, care nu e altceva decât pagubă în continuare, e rătăcire, nu mai duce nicăieri, și căutând ușa sau ieșirea potrivită înapoi în sensul giratoriu.